Dieta asiatică este o dietă tradițională tipică țărilor asiatice, este considerată una dintre cele mai sănătoase din lume, deoarece populația asiatică este mai longevivă decât cea care consumă dieta occidentală. În ce constă și care sunt beneficiile dietei asiatice? Principalele alimente din dieta asiatică, care include India, Japonia, China și Thailanda, sunt orezul, fructele și legumele carnea de pui, peștele, crustaceele, tăiței i de orez și ouăle. Nu există exces de grăsimi sau zaharuri. Alimentele sunt fierte, gătite la abur sau sotate. În cele ce urmează, vă explicăm mai multe despre beneficiile, caracteristicile și contraindicațiile dietei asiatice. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Într-un studiu de 28 de zile cu subiecți supraponderali cărora li s-a administrat o dietă pe bază de crustacee, leguminoase, fructe și alge marine, s-a ajuns la concluzia că a existat o pierdere în greutate și o îmbunătățire a profilului lipidic. De fapt, în cercetările ulterioare, aceiași participanții au avut o formă fizică mai bună. Oamenii de știință cred că efectul obținut se datorează schimbării microbiote intestinale. În țări precum Japonia, doar 3% din populația feminină este obeză. Insulele Okinawa găzduiesc cei mai longevi vârstnici din lume. Se crede că acest lucru se datorează dietei lor. Deoarece consumă mai mulți carbohidrați decât proteine, studiile efectuate pe șoarece afirmă că dieta japoneză crește longevitatea și scade problemele de învățare și de memorie. Alte cercetări indică faptul că același model este legat de o calitate mai bună a vieții. Se crede acest lucru că se datorează felului în care sunt gătite alimentele. Majoritatea sunt consumate crude sau fierte, astfel încât vitaminele și mineralele să nu se piacă. În plus, porțiile de mâncare sunt mici și variate. Deși are beneficii semnificative, dieta asiatică poate avea unele dezavantaje cum ar fi un conținut ridicat de sare. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul de maxim 5 grame de sare pe zi. Hipertensiunea arterială este o boală în care vasele de sânge au o tensiune ridicată constantă. Acest lucru poate duce la deteriorarea pereților vaselor de sânge. După un consum excesiv de sare, creierul eliberează un hormon numit vasopresină, care duce la creșterea acestei tensiuni, se generează un ciclu vicios care crește riscul de deces prematur și duce la o calitate a vieții mai slabă. Vă prezentăm câteva feluri de mâncare populare și tradiționale din bucătăria asiatică. Dim sum sunt preparate chinezești care pot fi făcute din aluat de grâu, orez și tapioca, sunt umplute cu carne, legume, pește sau fructe de mare. De asemenea, puteți face amestecuri, aluat cu umplutură în interior, poate fi gătit la aburi, prăjit, fierb sau copt pe grătar. Sukiyaki este un fel de mâncare japonez în stil nabemono, ceea ce înseamnă că este înăbușit în vase de lut sau fontă. Această tocăniță se face cu fâșii subțiri de carne de vită gătită într-un sos de soia îndulcit. Adăugați tofu, supă de pește și legume. Ingredientele se leagă cu o bătut crud. Aceștia sunt tăiței de orez sote cu ouă, tofu, carne sau fructe de mare, arahide tocate și legume, conțin sos de pește și alte condimente, este felul de mâncare național al Thailandei. Ramenul este o supă făcută din carne de porc, pui și legume, conține sos de soia, alge kombu și bonito uscate sau capsu obușii. De obicei, se folosește carne de porc. Acest fel de mâncare este un orez cu legume și carne. Ingredientele sunt amestecate și se adaugă ulei de susan și gochujang. Puiul tandoori este o rețetă tipică a bucătăriei indiene. Implică pui fript. A fost gătit inițial în tandoors, care sunt cuptoare de lut în formă de clopot. Puiul este marinat cu iaurt și un amestec de condimente numit garam masala care include usturoi, ghimbir, chimen, boia și turmeric. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.